Dragilor, vreau să vă zic că în urma abilităților mele porno, am devenit ambasador Pornhub Moldova. Important că voi m-ați înțeles, că e porn sau că e porno. Important că sunt ambasador și s-a chit foarte bine. Dar voi știți, vă dacă urmăriți porna, păi știți. Da, vrea... Lilia, eu acum am o invenție la nivel global. Pe timp de vară vreau să vă îndemn pe dumneavoastră să susțineți hashtag-ul vara aceasta o suc cu plăcere. Opriți-o cineva, vă rog. O secundă, încă o dată, ce ai zis? Story time. Tata vine acasă și spune, ai ghiși cu cine m-am întâlnit eu azi? Dar cu cine s-a întâlnit tata tău azi? Adică mai două zile în urmă. Adică, da, cu Emilia Crieță. Și i-am plăcut ca om, ca vibe. O zis că e cumpărat căpșune și el îi spune, ți-a spus, eu sunt tata Gine. Și așa, a, da, știu eu pe Gine. Cum mă cheamă? Domnul Veceslav, vă salută, Emilian. Astăzi lăsam grijă de fica dumneavoastră la nebun de gustos. Da. Să o punem și gospodină. Așa. Bună înghețata! Bună. Dar știi hashtag-ul astăzi l-am inventat? Care? O suc cu plăcere. Și nu mai vei înghețată! Bine. Din voi mă întreba Emilian, dar care filmuleț îți place cel mai mult din Pornhub? Măi, ele sunt mai multe, dar nu vreau acum chiar să le pun pe internet. Filmulețul care îmi place mie foarte mult, îi place și Valeriei. Ce? Oi, Maxi acolo, bine scuzați, s-a uitat. Nu ne dăm de obicei împreună. O veste foarte bună pentru voi, mă duc spre Negurieni pentru că a mea astăzi au tăiat porcul și am zis porcul se taie doar în lipsa mea. Când eram mic la fel, fugeam de acasă ca să nu aud acest moment dramatic și bineînțeles că nu o să merg singur, merg cu Lilicuța mea, deja minus 19 kg. Și chiar dacă gravidele vor să-mi fac harakiri, că am postat cu mănânc cioric, totuși am să îndrăznesc să mănânc și altceva. Ce pot să vă zic la final de miezul nopții? De fapt, clasa muncitoare în sfârșit ajunge astăzi acasă după o zi plină de filmări. O sarata galbenă, Negureni, un portăiet, o friptură mâncată. Noapte bună și ne vedem mâine dimineață și o să spunem neața, s-a trezit gorgoneața. Lumea se întreabă unde m-am bronzat eu, la duruitoarea, Max, la duruitoarea, Lilia și Sisfila, la duruitoarea, la duruitoarea, Valerie. Când le văd pe fetele astea de la Negurieni, că șot pe șezlonguri, cu cocktailuri în mână, da, bazin ciuciu, eu încă nu am cumpărat și degrabă nu cumpăr fetele mele, cochetele mele. Eu îmi cer mii de scuze de la toate Cristinile, că am primit câteva mesaje și cineva scrie Emilian, dar toată lumea strigă, îmi bag Chișorul în Cristina. Dragilor, îmi băgăm Chișorul doar într-o singură Cristina, adică în încălțămintea Cristina, nu Cristina persoana, Cristina fata, femeia, dar în încălțămintea Cristina, îmi bag piciorul, pentru asta e făcută, să ți-l bagi. Facem și pe Oscar un pic vedete, da, Oscar, să facem și ție o pagină, da, hai, gata cu linsul, gata, gata, uite și uite în cadru, cochetează, mrrr, ei, mai suci, chivărzie, ai, ai, ai. Vreți să vă păzească cineva casa 100%, iată așa când e trebuie să vă luați, parcă eu veveriți, arci, tu păzești casa sau nu? Dați-mi să-l dau jos, să vad lumea cât e de mare și cât e de rău, ai hârier. O istorioară care pe mine mă face să mă simt fericit. Aseară, pe la 12 noapte, am început să deschid niște mesaje mai vechi pe care nu le-am deschis, că ele sunt foarte multe. Și am găsit un mesaj de la un student de la UTM care mi-a scris în felul următor: Emilian, salut, sunt student la UTM. Dacă poți să mă ajuți, te rog frumos, cu o promovare. Prima lui lucrare pe care a făcut-o, este o, am ușam să o arăt, o fată sculptată, făcută din fier. Te rog foarte mult, vreau să o vând pentru că am o problemă cu cazarea, nu prea are bani pentru chirie. Dacă poți postez această operă de artă pe care am făcut-o, să o pot vinde, îți dau și ție un
un comision dacă trebuie și eu i-am zis, l-am întrebat cât costă statuia și a spus că costă 500 de euro. Zic ok, zic promovare din păcate nu pot să-ți fac pentru că statuia deja este vândută. Așa că acea statuie am cumpărat-o fără ca să mă târguiesc, fără niciun fel de comision. Nu știu dacă mie îmi trebuia sau nu la negoiene acea statuie, dar cu siguranță de fiecare dată când am să o văd, am să mă gândesc că am făcut un student fericit. Mă zic milioane, măi! Și cum plecă mintea asta și cu tine, cat în cap! Te băcați în doar să ești, op, doamne, parcă de la funia! Măi, Miliani, măi, nu mai am noroc de un nepot normal. Vieni, Miliani, tu ești nepotul meu, tu ești glamurnă, stila, dar fu, doamne, mai așa. Și cam așa și e pătățele, bă, șute. Uite, tu ești cacăi. Neața, s-a trezit Dulceața. Astăzi la fel avem o zi foarte încărcat. Trebuie să fim și pe elegant, și pe casual, și pe... și pe plajă, bineînțeles că mergem iarăși la vilă, spre sară. Pațanaja, eu am așa un mesaj pentru domn președinte. Domn președinte, a văzut-o ăsta, Badea Putin, președinte pe viață. Da și, matali slabos sau și, tăi poporul tivrie, chiar nu poți să faci și matali o dvijenii. Adică și Putin poate pe viață și președinte în Rusia. Dar matali și chiar nu. Ia fă acolo așa, eu trebuie să recunosc. Când n-am văzut, bun, eu n-am tare multă vârstă în mine, dar n-am văzut un președinte mai hulit și mai jubat jocorit decât Igor Dodon. El este number one, tot le mon, tot le peoples. Lilica, hai mai zi-o dată și ai zis. Nu te rog. Am șocănit-o eu, Oleac, și zic, Emilian, tu observi, eu deja am oasă, până amul eu nu le avem. Avem numai slăninică. Bravo, dar 19 kg minus. Uf, tare îmi place. Dar cine te-a motivat cel mai mult să slăbești? Eu. Stai, Leac, nu, băi. Cine? Eu, Emilian. Dar cine cel mai tare și-a bătut joc de tine? Eu. Uf, doamne. Dar important e că ajungem la rezultatul care noi îl așteptăm de o viață întreagă. Diurmovăcica. De astăzi să-i spune lui Lilia, Lilia Diurmovăcica. Astăzi suntem răsfățați. Neața, s-a trezit Dulceața. Italienește, uitați-vă ce deliciu a făcut. Spune-mi și să este. Avocado, somon. Doamne, măi, și sora mea, măi. Iată, eu mă aflu la Mojito din centru și ăștia-s banii adunați în cadrul campaniei Un Leu. Ce să zic, Doamne ajută, mai dă Doamne. Acum seara sunt inspirat și vreau o poezie. Ador poezie. Lasă-mi poezia în pace. Se spune că e poezie. E fabulă. Nu pot cred, Lilia și-a scos masca, bravo Lilia. Ești pune alta, blin. Voinicei mei, hai să alergăm un pic. Am plecat să colindăm, domn, domn, să înălțăm. Dar gazdele nu s-a acasă, domn, să înălțăm. Da, astăzi vreau să fiu vedetă. O ieșit Lilia tu. Ce, auzi frumoasă unde? Ai fost la toaletă azi? Am două soroși, amândouă nebune, blin. Oi, Lilia, tu-n gachi? Scoate-i masca și-o zbârle-o. A fost o perioadă când am trăit la Valea Trandafirilor 18. Deseori veneam în acest parc. S-au schimbat foarte multe, s-au pus luminițe. Arată foarte bine, suntem în căutare, căutăm luminuța, un iubit oblojit. Da. Este un cinematograf aici în parc. Ia că descoperim Cineu. Dragilor, am pierdut-o pe prietena noastră Lilia. Vă rog foarte mult, cum puteți să o găsiți? Ea este mare și este unica persoană din acest parc care poartă încă mască și o puteți găsi după măscuță.
să nu arunci copile măscuța jos nici când, căci undeva departe plânge un virus bătrân. Bătrân. Eu ne-am adus copchilașii astăzi să zvârlă. Lilia este prima care o zis că eu a zvârl. La masca pune-o și pe ochi, ca ai zis mai bine. Și davai. Unu este. Eu azi spun la urmă și ai zis că știi. Doi. E, nu, asta e la negurinve. E... așa, aproape. Hai, 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 brava. Три, о, вот, молодец, Марчика. Гата, та юнчика, пюля, хай, три, патру, хай, шинш. Astăzi, pentru că suntem urmăriți de frații noștri români, am să vorbesc doar limba română, jet be jet, ca să fiu înțeles așa, pe vorba aia, că dacă lăsăm acolo, bă, bineînțeles, că, mami, du-te larg. Ce-am făcut parașutele astea, pui mei? Oie? Oie sau nu e? Oie. Dar asta că ei nu înțeleg ce înseamnă oie. O-E! Bă, băga-mea și piciorul ce e cu traficul ăsta în orașul ăsta. Am vrut și eu să evadez un pic, să mă duc pe la muntă, pe la mare. Dar sula, că nu avem nici munte, nici mare. Așa că rămânem în trafic. Bune, fetelor, știți bancul cu băgaru? Nici eu nu știu, dar să încerc, că am o voce, știți voi de care, și am înțeles că dacă faci ce faci, o să ai voce groaznică. Oh my god! Și dacă cineva din voi cunoaște un băgar, vă rog foarte mult să mă auzați pe pagina mea pe Instagram, chiar acum, etichetați-l! Băgaru! Așa, o întrebare, vă rog frumos, poate cunoașteți un fel de condiționer portabil ca să-l porți cu tine când este foarte cald și tu vrei să te răcorești un pic de o gărgară, să nu aduci. Există așa, e ca un nou business. Poate să facem un fel de din astea aparate care tot timpul simți răcoros. Ce zici? Implementăm această idee genială în practică? Spune acum, da sau nu? E șansa ta, ori acum, ori niciodată. Gata, am găsit soluția. Ți-e cald? Vrei să te recorești? Bagă o jită în tine. Deci, dragilor, iată, am găsit, de fapt, o doamnă a găsit acest câine, foarte frumos, speriată, e o fetiță, traseul Băcioi, da? Nu vă Băcioi scăvă, ele... Nu știu, dacă cineva știe a cui cânișorul ăsta, e fetiță, e tare speriată, vă rog foarte mult să mă contactați, iată, e tare frumoasă, e de rasă, dar nu știu cum se cheamă rasa asta, nu contează. Dacă cineva din voi a pierdut câinile ăsta, care are o pată pe năsuc, vă rog, scrieți-mi. Probabil că o aruncat-o cineva în drum, da? Dacă nu o să găsim stăpânul, cine o să-l vrea, eu o să-l dau cu mare, mare drag, o să fie la mine. Un pic oprins la viață, crăsavița. Cine acolo mumoasea? A cui e ieșintul oare? Eu tare sper că cineva nu a lăsat-o în drum, eu sper că s-o pierdut. Dar dacă nu, noi o să-i găsim cel mai bun stăpân care poate să existe, da? Mumoasea. Era moartă de foame, a mâncat cârnășori, am îi bea apă. Și s-a înveselit. Da? Creseaviță, davai. Are un negru, a ciornă-i, au cinciornă-i. Frumoasă e Cteo. L-am adus aici la mătușa mea la aeroport până mâine. Da, mămasă, dacă o să se găsească stăpânul foarte bine, dacă nu, o să-l dăm cine o să-l dorească foarte mult, să-l ții, nu legat, asta e foarte important. Are drug până mâine cu cine să se joace. Da, mămasă, da-te la mama ei.